Bună seara și bine v-am găsit la subiectul zilei de astăzi. Numele meu este Denisa Irimia și încep ediția de astăzi prin a ura la mulți ani și o primăvară cât mai frumoasă tuturor doamnelor și în special mamelor, pentru că noi așa cunoaștem că astăzi este ziua mamei. Este o ediție așa mai relaxată și mai frumoasă prin care încercăm să marcăm această deosebită sărbătoare care omagiază femeia și în acest sens am invitat alături de mine trei doamne puternice, le numesc eu, pentru că vin dintr-o lume așa mai mult dedicată bărbaților și o să încep prin a le prezenta, doamne, mă scuzați că am emoții astăzi de ziua mea, că e și ziua mea până la urmă. Încep cu doamna sergent major Elena Neagu, subofițer în cadrul detașamentului mobil al Inspectoratului Județean de Jandarm. Bună seara și mulțumesc că sunteți cu mine. În mijloc se află inspector principal Laura Leahu de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Buzoiene. Bună seara și mulțumim de invitație. Iar cel mai aproape de mine se află capitana Dina Moroșanu, psiholog în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți aici. Mulțumesc. Așa cum probabil ați intuit, ediția de astăzi este dedicată femeii și pe cele trei doamne le-am invitat să ne povestească, m-am gândit eu, cam cum este să ai o carieră așa într-o lume a bărbaților. Încep cu doamna psiholog, pentru că poate dumneiei a și intrat așa puțin în mințile bărbaților. Doamnă, cum este să-ți desfășori activitatea în lumea aceasta a bărbaților? Acum ar trebui să fac o comparație cu lumea femeilor. Nu știu, că de când am absolvit facultatea, m-am încadrat în Ministerul de Interne. Cum să fie? Ne încadrăm în limite normale, ca să folosesc termenii din psihologie. E plăcut, mai ales când e și ziua femeii pe care o sărbătorim astăzi. E un mediu ca oricare altul. Ați fost puțin temătoare la început când ați ales să lucrați în Inspectoratul pentru Situații de Urgență? Adică mă gândesc că nu se compară cu, de exemplu, cum sunteți dumneavoastră psiholog, cu activitatea desfășurată într-un cabinet medical. Îmi desfășor activitatea și într-un cabinet, nu neapărat medical, într-un cabinet de psihoterapie. Temătoare nu neapărat, mai degrabă curioasă. Oamenii oricum au fost foarte susținători de la bun început, așa încât adaptarea mi-a fost ușoară. Inițial nu mi-am început cariera la pompieri, am început în poliție și ulterior, la 2 ani și jumătate, am venit în cadrul situațiilor de urgență. Nu, e un mediu ok, consider că ne-am adaptat unii cu ceilalți, cam atât. La poliție, cam cum este atmosfera de ziua femeii? Acolo știu că la Inspectoratul de Poliție personal e cam jumate bărbați, jumate femei sau predomină bărbații încă, dar suntem pe drumul cel bun. Atmosfera este ok, colegii ne susțin, ce să zic, de ziua poliției sunt atenți cu noi. Ca și adaptare în cadrul poliției, nu pot spune că am avut vreo problemă. De când am terminat Academia de Poliție, m-am încadrat direct aici la Inspectoratul de Poliție Județean. Colegii m-au primit cu brațele deschise, de altfel și făcusem practică aici, deci deja ne cunoșteam. N-am avut niciun fel de probleme de adaptare și colegele mele cred că au trecut prin aceeași experiență. Doamna de la jandarmi e o lume dură, știm că dumneavoastră interveniți așa când... În forță, da. La noi majoritatea sunt bărbați și pot să zic că mă simt protejată de colegii mei, ne ajutăm, suntem un colectiv unit, nu simt că sunt privită mai de sus sau... Suntem un colectiv unit și de ziua femeii se poartă foarte, foarte frumos cu mine. Mai am încă o colegă la detașamentul mobil și suntem în centrul atenției. Privilegiate, da. Să înțeleg că plecați așa, cu un braț de flori, toate de o mare. Așa e. Deci încă au spiritul acesta da. Galant, da. Domnii din MEAI. Da, încă. Să înțeleg. Rămân tot la dumneavoastră ca să... Și spuneți-mi, când v-ați hotărât să îmbrățișați această carieră militară? De unde această pasiune? Că până la urmă ai nevoie și de pasiune. Și de pasiune, altfel nu poți să faci și acest serviciu, dacă nu ai o pasiune. De mic copil, când mă duceam pe la bunicii mei, am observat o poză cu bunicul. Eram îmbrăcat în uniformă de jandarm și mi-a plăcut ideea. Chiar dacă eram fată, am zis că oricum sunt mai văinică și așa, pot să fac față
unui astfel de serviciu și spre sfârșitul liceului m-am hotărât să dau un examen de admitere la o astfel de școală și am intrat și de atunci sunt la Buzău și îmi place ceea ce fac. Nu pot să mă plâng, n-am regretat nicio zi că sunt aici. Activitatea noastră în cadrul Inspectoratului de Jandarmi se desfășoară pe teren, adică în stradă. Intervenții. Da. Și vă mai amintiți cum a fost prima intervenție? Da, a fost chiar încă din primul serviciu de când am venit. Nu am avut nicio emoție, am pregătit din școală cu situații din astea, am făcut exerciții tactice de genul acela, n-am avut emoții, nici frică. Suntem mai mulți, nu e ca și cum ca la poliție, e un echipaj format din 2-3 persoane, noi suntem 6, 7, 8 și ne ajutăm. Unde puterea crește. Și pe teren vă simțiți așa protejată de colegii bărbați? Da, da, sau da. Vă lasă să vă duceți? Ne protejăm unul pe celălalt. Ne acoperim spatele. Și cum reușiți să faceți față situațiilor critice care nu sunt tocmai ușoare pentru o femeie? Păi cred că din plăcerea de a face acest lucru și din încrederea pe care avem unul în celălalt. Că fără încredere nu cred că să te uiți în spate să vezi că nu e colegul acolo, e cam urât. E bine să fim unul lângă altul și nu ne este frică. Doamna Leahu, la dumneavoastră, cum e tot așa de periculoasă? Este o zi de serviciu? Eu sunt puțin mai protejată din punctul ăsta de vedere pentru că îmi desfășor activitatea în mare parte la birou. Având specificul activității mele fiind de cercetare penală, adică în special dosare penale, ce să vedeți la mine, vine lumea mai mult decât merg eu în teren. Nu pot să spun că mă simt amenințată sau... Cred că avem un sistem destul de sigur. În caz de nevoie, oricum, am colegii aproape. Oricum, aveți o activitate destul de complexă, pentru că, din câte știu și eu, infracțiunile astea cu temă economică au mai crescut sau diversificat în ultima perioadă. Sunt destul de complexe, într-adevăr, și asta înseamnă că trebuie să ținem pasul și cu infracționalitatea și cu legislația care este în continuă schimbare. Dar e o provocare și mie una îmi place ce fac, așa că... Așa cum zicea și colega, dacă îți place ce faci, perseverezi în orice domeniu. Doamna Moroșanu, știu că dumneavoastră duceți în spate, ca să zic așa, psihicul a bărbaților din două inspectorate pentru situații de urgență. Și la Buzău și la Călăraș. Călăraș. Cum este? Adică, cum vin bărbații la dumneavoastră atunci când au o problemă? Mă gândesc că ei au nevoie de serviciile noastre când trec prin misiuni din astea mai dificile. Cum vă privesc? Nu doar atunci. Bineînțeles, atunci ar fi o urgență psihologică, de intervenție psihologică. Activitatea e destul de complexă. Presupune evaluare psihologică. Probabil ăsta e și motivul pentru care știați că duc două inspectorate. Deci presupune evaluare psihologică periodică, periodicitatea fiind de un an de zile, ei fiind structuri operative. Și se mai desfășoară pe palierul asistenței psihologice, așa cum ați numit-o dumneavoastră, în situație de criză, în momentul în care participă la misiuni cu încărcătură psihologică, se realizează ulterior ședințe de debriefing, nu mai târziu de 72 de ore. Cele mai multe oricum și cu cea mai mare satisfacție sunt momentele în care, într-adevăr, bat ei la ușa cabinetului pentru momentele mai puțin plăcute și chiar delicate din viața lor, pentru că sunt și ei oameni, pe lângă rolul lor de salvatori, sunt și soți, tați și au nevoie, ca orice alt om, de consiliere sau măcar de un sfat. Și, practic, dumneavoastră trebuie să îi ajutați să treacă, în primul rând, peste anumite probleme personale, cei care au, ca să poată să-și desfășoare activitatea profesională cât mai bine, mai ales că misiunile lor nu sunt deloc facile. Exact. Mai degrabă facilitez accesul lor la a se reechilibra ulterior acelor situații. De multe ori să știți că și eu învăț de la ei, pentru că ei sunt în prima linie și colegii care participă la descarcerări sau la accidente rutiere pentru primul ajutor medical, de multe ori îmi povestesc cum au acordat ei primul ajutor psihologic, pentru că fiind acolo la locul accidentului, ei sunt cei care consiliază victima, nu doar cu ajută fizic să o deplaseze la spital sau să o descarcereze. Deci este clar că ei au nevoie de un psihic extraordinar de puternic.
puternic și mai degrabă, i-aș zice eu, cu o robustețe și cu o flexibilitate, să se adapteze într-un ritm alert la situații noi, probabil unele cu care nici nu s-au mai confruntat înainte. Știm cu toții că o carieră militară nu este ușor de îmbrățișat și totodată de urmat. Doamna Leahu, ce v-a determinat să îmbrățișați o carieră militară? Cam când, ce vârstă aveați când v-ați gândit să urmați studii militare și ce v-a determinat să faceți această alegere? Încă din școala generală. Atunci, având și rude, mă rog, frații mei în sistem, cum spunem noi, am fost impresionată de uniformă, de statut, de absolut tot ce implică această meserie. Motiv pentru care m-am și hotărât să dau admiterea la un liceu exact cu profil care m-ar putea ajuta mai târziu la admiterea la facultate, la Academia de Poliție, și anume Științe Sociale. Deci am știut de la început ce vreau încă de la intrare în liceu. Apoi viața așa a urmat cursul firesc și am ajuns unde sunt astăzi. Cât de grea este această Academie de Poliție? Că știm că an de an este o concurență destul de acerbă. A fost într-adevăr. Pentru mine, nu partea teoretică era o problemă. Mi-a fost un pic teamă, recunosc, la probele fizice, sportive, pentru că am cunoscut inclusiv sportivi de performanță care au picat efectiv probele sportive, deoarece nu aveai șansa decât la o singură dată. De exemplu, aruncarea mingei medicinale. Nu aveai voie la a doua încercare. Ori, în situații de stres și de tensiune, vă dați seama că orice greșeală e umană. Dar m-a ajutat Dumnezeu și am reușit. Și cum vă întrebam, cam ce calități ar fi necesare ca să fii pregătit sau să, într-adevăr, să-ți placă să urmezi această carieră militară? Vă dați seama, ca să-ți placă, nu știu dacă asta o poate determina cineva. Părerea mea că ar trebui să fie ceva acolo, în suflet. Ca și calități, mă dau seama, în primul rând, tărie de caracter, perseverență și, nu în ultimul rând, să ai spirit de echipă și să poți să lucrezi, să-ți ajuți colegii și, la rândul tău, să fii susținut, pentru că lucrăm totuși într-un sistem, nu suntem pe cont propriu. Doamna Neagu, dumneavoastră cam când v-ați gândit că ați vrea să urmați o carieră militară? Cam ce vârstă aveți? De mic copil aveam așa o idee, cum zic copiii, că vreau să mă fac doctor sau alte meserii de genul. Și apoi, la sfârșitul liceului, m-am hotărât să urmez o școală militară. Și am luat măsuri ca să ajung acolo. M-am pregătit fizic, am învățat gramatica limbii române, o limbă străină și am intrat. Și cum a fost perioada aceasta de studiu? De studiu? Da, este o școală dificilă? Consider că este o școală destul de dificilă, mai ales pentru o fată, pentru că nu mai avem probleme, nu suntem ca băieții așa, și mi s-a părut destul de greu, dar a fost o provocare. Mi-a plăcut. În cele din urmă chiar m-am bucurat că am urmat școala aceea de subofițeri de jandarmi de la Fălticeni. Și am rămas cu amintiri foarte frumoase, cu colegi care țin legătura. Nu e pentru oricine, dar dacă ajungi acolo, sunt sigură că o să-ți placă, fie fată, fie băiat. De cât timp lucrați în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Buzău? De aproape 4 ani. Sunt la începutul carierei militare și sper să ies de la pensie de aici. N-ați simțit niciodată, știu așa, să veniți după o zi foarte grea de serviciu și să simțiți că poate nu era cel mai potrivit domeniu pentru dumneavoastră și să vă alegeți altceva, adică să aveți și regrete? Nu, nicio zi. Pot să zic cu mâna pe inimă că nicio zi nu am regretat că am ales acest drum. Chiar îmi place. Chiar dacă este o lume destul de dură. Și grea, da. Nu. Îmi place ceea ce fac. Dumneavoastră, de când activați la poliție? Anul acesta, în vară, împlinesc 7 ani. Mm-hmm. Niciun regret? Până acum nu. Dar sunt totuși la început. Nu chiar la început, dar oricum. Doamna Moroșanu, cum arată la dumneavoastră o zi normală de lucru? De dimineață îți bei cafeaua cu colegii și planifici activitatea. Pot fi sesiuni de evaluare,
În anumite zile ale săptămânii se face pregătire psihologică și se desfășoară programe de profilaxie. În moment în care colegii sunt pregătiți cu anumite teme de specialitate, pot aborda chiar și ei dacă au vreo curiozitate sau s-a întâmplat ceva și consideră că aș putea să-i ajut în acest sens, se construiesc așa discuții și avem timp, o oră, două, să facem pregătirea psihologică aplicată. La dumneavoastră, la poliție, cam cum e? Veniți dimineața, beți o cafeluță și apoi ce faceți? Nu beau cafea. Da. La mine, activitatea, v-am spus, se desfășoară în mare parte în cadrul dosarelor penale. Avem diverse activități, audieri de persoane, confruntări, eu știu, dispuneri de expertize, de constatări, tot felul de documente care trebuie întocmite, deplasări la parchet pentru a discuta cu procurorul de caz, deoarece procurorul supraveghează urmărirea penală. Cam așa se desfășoară o zi. Vă invit acum să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim alături de cele trei doamne care își desfășoară activitatea în structurile MEAI. Am revenit din publicitate și vă reamintesc pe cine am alături de mine, mai exact trei doamne care lucrează în structurile MEAI, o doamnă de la pompieri, o doamnă de la jandarmi și o doamnă de la poliție. Cred că n-am sărit pe nimeni, nu? V-am spus că sunt pătrusă de emoții așa de ziua femeii. Și ne spunea doamna Leahu, care lucrează în cadrul Inspectoratului de Poliție, că o zi normală de lucru se desfășoară în cazul dumneaei la birou. Spuneați noastră că parte din activitatea noastră sunt și audierile. Cum e partea aceasta de a intra în contact cu un suspect până la urmă? Că la noastră când ajung sunt suspecți. Da, încă nu sunt deja suspecți, într-adevăr. Este destul de interesantă și palpitantă totodată. Vă dați seama că oamenii sunt diverși, dar cel puțin din prisma activității mele, aceea de investigarea a fraudelor, a criminalității economice, pot spune că sunt un pic mai norocoasă față de alte structuri, deoarece de regulă sunt persoane citite, adică administratori de firme, persoane cu o cultură generală, deci nu mi este foarte greu prin prisma acestui fapt să pot discuta cu ele. Pe partea de recunoaștere sau nu a faptei, aici intervine și rolul nostru de a-i aduce pe calea cea bună. Vă dați seama că nu întotdeauna declarațiile sunt și pe placul nostru, deoarece suspecții au și dreptul de a refuza să dea declarații și nu putem face nimic în sensul ăsta. Dar sunt drepturile lor, nu le putem încălca. Mai mult decât atât, sunt însoțiți, mare parte din ei, de domni avocați, de apărători aleși și vă dați seama că discuțiile deja ajung la un alt nivel în momentul în care sunt și asistați. Ați avut și cazuri care v-au dat bătăi de cap la propriu? Acum depinde ce înțelegeți prin bătăi de cap. Da, am avut, pentru că v-am spus, dosarele sunt foarte complexe, cu prejudicii destul de mari. Mare parte pe domenii de evaziune fiscală, înșelăciuni, delapidări, abuz în serviciu, toată gama de infracțiuni economice. Domeniile sunt diverse. Ca și persoane, da, am avut și persoane dificile, chiar și avocați, din păcate, cu un comportament nu tocmai civilizat, dar încercăm să le facem față. Și credeți posibil că acest comportament civilizat a pornit și de la ideea că sunteți o doamnă? Sunteți femeie? Nu, poate mă gândesc că nu același curaj. În niciun caz, credeți-mă că încerc pe cât posibil să nu conteze aspectul ăsta și să desfășor activitatea cu fermitate. Deci nu cred că se pune problema în maniera asta, dar, după cum ziceam, sunt oameni și oameni. La jandarmi mă gândesc că nu vă puteți face planul dimineața, ce am de făcut astăzi. Asta vreau să spun, că nu se știe niciodată. Apar tot felul de misiuni, competiții sportive, meeting-uri, a fost o perioadă plină de defilări, particip la evenimente de genul. Nu știu ce mă așteaptă în ziua respectivă. Și doar că mă duc la muncă și atât. În rest. Asta este un motiv să nu vă plictisiți de carieră. Exact. De asta și îmi place ceea ce fac. Nu mă plictisesc niciodată. Nici o zi nu seamănă cu cealaltă. Nu e monotonie. Nu e
foarte frumos. Este vreun eveniment, vreo întâmplare care v-a rămas în memorie, ori pentru că a fost foarte amuzant sau pentru că a fost foarte periculos, nu știu, ceva deosebit? Nu, chiar nu mi-aduc aminte de nimic deosebit, din păcate. Sunt, seamănă între ele anumite spețe și evenimente. Nu e nimic. La noastră, la investigarea infracțiunilor economice, e vreun caz așa care v-a rămas? Vă întrebam eu dacă a fost ceva care v-a dat bătăi de cap, dar dacă, nu știu, aveți și vreo întâmplare amuzantă sau altceva. Bătăi de cap sunt în toate, vă dați seama, în toate dosarele, dar întâmplarea amuzantă, nu știu dacă aș putea să vă relatez. La dumneavoastră, la doamna psiholog, vin tot felul de povești la urechile dumneavoastră. Da, nu neapărat întâmplări amuzante, dar acum când le adresați colegilor întrebarea, mi-a venit ceva așa în minte și mă gândeam că ca psiholog de unitate acorzi suport și misiunilor operative în cazul în care se presupun a fi victime și fanii, mă rog, într-o oarecare măsură, în momentul în care ești îmbrăcat office, nu neapărat în uniformă, și când vrei să te urci în mașina care te duce la intervenție, constați că are pragul foarte sus și nu ești îmbrăcat adecvat. Nu neapărat întâmplări amuzante, dar și nici neapărat cu bătăi de cap, ci întâmplări din viață care la un moment dat te pot zdruncinea și pe tine, chiar dacă vii din afară și îți propui tu ca psiholog să rămâi neutru și binevoitor. De multe ori te implici că ești om. Cum îmbinați viața de familie cu cea profesională? Adică n-ai cum să scapi de anumite obiceiuri pe care le faci 8 ore la serviciu și mai mergi cu ele și pe acasă. Da, nu știu dacă știți, dar eu acasă chiar am un soț psiholog. Aoleu! Și cum? Din poliție! Și cum vă tratați unul pe celălalt? Păi plecăm de la asumția și nu prezumția că suntem ființe normale, cu un copil normal și deci nu trebuie să fim tratați. Nu, noi acasă suntem o familie de soț, soție, nu de psihologi. Cine știe cum să fie, nu știu, vreo patologie pe care o întâlnim și să simțim nevoia să o discutăm, dar altfel nu. Problemele de la serviciu sunt lăsate la serviciu și se împacă viața de familie cu cea profesională. Într-adevăr, sunt și momente în care poți fi sunat la orice oră din zi și din noapte, că poate i s-a întâmplat cuiva ceva, un deces, s-a îmbolnăvit cineva și trebuie să ajungi ba la spital, ba la el acasă. Sunt și momente dintre astea, dar ca și frecvență ele sunt oareșcum singulare așa sau limitate și nu interferează atât de mult cu viața de familie. Spuneați dumneavoastră că problemele de serviciu sunt de rămân la serviciu, dar cum reușiți să faceți acest lucru? Că cam toți oamenii, nu știu, ne enervăm într-o zi la serviciu, plecăm cu aceea stare acasă. Cum reușiți să scăpați de nervi, da, de o zi proastă de la serviciu? Mă refeream doar ca și subiect de discuție. Ca și dispoziție, e clar, eu nu consider, adică un om normal, unui om normal nu îi se divizează mintea în griji legate de serviciu și griji legate de acasă. Are același psihic cu care merge și acasă și la serviciu. Acum, referitor la dispoziție, când te întorci acasă, se presupune că acasă pentru fiecare e un mediu plăcut, cald, da, care ți oferă siguranță, securitate și în care te poți comporta normal și autentic. Așa încât dacă vii cu o dispoziție modificată din cauza că s-a întâmplat în ziua respectivă, partenerul de viață, mă gândesc că ar trebui să accepte dispoziția și prin discuții, lucru pe care îl încurajezi și la serviciu, te mai detensionezi, da? Și îți mai dispare din dispoziția respectivă, ba chiar o poți înlocui cu alta mai plăcută. Și până la urmă poate e bine să știe și partenerul ce probleme avem la serviciu, ca să nu, repet, ca să-și explice nu neapărat anumite stări, poate. Cum să zic, subiecte de discuție. Dacă te-a enervat cineva, evident, spui cu tărescu, dar nu știu dacă neapărat să-și explice. Oamenii când sunt într-o viață de cuplu se cam cunosc unul pe celălalt. Și îl cunoști, îl și accepti, până la urmă viața de cuplu e o viață de mici compromisuri și chiar dacă nu înțelegi la momentul respectiv o anumită stare, ți-o poți explica și dacă ai încredere în celălalt și se presupune că ai, îl ajut să treacă peste. Doamna Lehu, cum îmbinați viața profesională cu cea personală?
Foarte bine. Soțul fiind tot din sistem. Deci vă înțelegeți. Deci ne înțelegem, da. Este un aspect pozitiv, zic eu, pentru că s-a întâmplat să fim amândoi, să lucrăm în poliție. Mi-a dat seama că toate neclaritățile, mă rog, nu neapărat punctuale, dar ca și mediu în care lucrăm, sunt altfel percepute atunci când amândoi ne confruntăm cu aceleași griji zilnic. Acasă, ce să vă spun, avem parte și de discuții pur familie. Cum să vă zic, teoretice. Mă refer aici la spețe juridice, fără date concrete, bineînțeles, dar este un sprijin. Ar fi fost mai greu pentru neastră să aveți un soț care activa în alt domeniu? Adică ar fost mai greu să vă înțeleagă? Probabil, dar nu cred că am fost deranjată atât de mult din timpul liber, astfel încât să-l fi afectat. Chiar dacă ar fi lucrat într-un mediu civil. Nu cred că ar fi fost o problemă. Dar eu mă bucur de situația actuală. Doamna Neagu, la noastră sper să nu reacționați față de soț așa cum reacționați. Nu reacționez, sunt un om foarte calm. Nu creez probleme nici acasă, nici în altă parte. Și prietenul meu este tot lucrător în sistem. Și ar putea fi parte în parte la dumneavoastră. Nu știu ce să zic. Nu vreau să... Nu, glumesc, ca să ne... Că vă văd așa, da. Încă emoționate, chiar da. Dacă ne apropiem ușor de final. Da. Nu, ne înțelegem foarte bine, mă înțelegem, cunoaște colegii. Și el lucrează cu ei și știe cum este să lucreze aici. Doamna psiholog, noastră aveți și copil. Este, cum să zic eu, fascinat de această lume militară? Cel mic i-ați indus cumva această pasiune? Chiar dacă noastră este psiholog, totuși lucrați într-o structură militară. Sunt reguli. Și mi-am asumat structura asta în care lucrez, adică am ales-o conștient. Nu sunt doar psiholog și concursul ăsta a fost o oportunitate de a veni în minister. E o alegere asumată. Piticu e oarecum așa flatat de faptul că atunci când e întrebat de cineva, mai ales la grădii, chiar fusese evaluat de consilierul școlar și a fost foarte mândru să-i spună, știind că și doamna e psiholog, că și părinții lui sunt psihologi și se îmbracă uniformă militară. E mândru când merge cu tati și tati e îmbrăcat polițist, îi place că mai vine pe la mami, pe la serviciu și prinde, pentru că intervențiile la ei sub Buzău sunt destul de numeroase și de fiecare dată când a venit la mine a prins un incendiu și o plecare la o ieșire la alertare. Și evident că îi place. Nu știu ce o să aleagă ulterior, dar e prematur. E clar că îi place acum. Nu știu dacă vi se întâmplă și neastră ceea ce ni se mai întâmplă și nouă jurnaliștilor. De exemplu, într-o zi normală, când pur și simplu te plimbi pe stradă, vezi anumite situații, de fapt, care pentru noi, adică subconștientul meu lucrează fără să vrea, atunci când vede o situație, că se poate transforma situația aia într-un subiect de știre. Cum e la dumneavoastră, de exemplu? Adică mergând pe stradă sau auzind anumite discuții, nu vă gândiți că poate fi, de exemplu, un dosar pentru dumneavoastră sau o misiune pentru dumneavoastră sau pentru dumneavoastră un potențial pacient? Cum vi se întâmplă totuși? E defect profesional, ne-l asumăm, că nu avem cum să ne detașăm total de viața profesională când ieșim pe ușa instituției în care lucrăm. Aș putea să intervin eu. Pentru noi este chiar o obligație în momentul în care sesizăm aspectele natură penală sau contravențională, dar în special penală, să ne sesizăm din oficiu și chiar dacă nu suntem competenți, să declinăm această competență organelor de la celelalte structuri, organele care sunt competente să cerceteze. Deci nu este o opțiune. Din moment ce am luat la cunoștință, suntem obligați să ne sesizăm. Și la noi este la fel, tot o obligație și morală și legată de serviciu. Nu putem să lăsăm lucrurile așa. Chiar dacă suntem în timpul liber, apelăm la colegii care sunt în timpul serviciului și rezolvăm problema. Ați traversat vreo astfel de situație, să fiți în timpul liber și să fiți totuși nevoită să interveniți pentru aplanarea unui conflict sau știu da, și altceva? Da, chiar când eram în perioada de practică, pentru că în perioada de școlii faci și o practică profesională și mi s-a întâmplat. Și am apelat la un coleg, pentru că noi nu puteam să intervenim, nu aveam atribuțiile încă. Și am rezolvat problema într-un mijloc de transport în comun. Doamna psiholog, nu știu, cred că dumneavoastră aveți o pepinieră mare că tot mai mult spunem că avem nevoie de mers la psiholog.
Și chiar o consideră o nevoie nu neapărat ca urmare a dificultăților pe care le traversăm, pur și simplu, nu știu, ca și cunoaștere de sine sau ca și dezvoltare personală. Dar acum mă gândeam mai degrabă ca și instituție, că la noi e o obligație umană, că noi venim în sprijinul cetățeanului și eu ca și laică, să zic, în domeniul situațiilor de urgență, și eu mă gândesc dacă fumul ăla e negru, de la ce vine, de la cauciuc, dacă e mai gri și ce se poate întâmpla, dar cam atât. Spuneam eu de această carieră un pic dură așa pentru o femeie. Chiar așa în anii pe care îi petreceți de ceva timp în structurile mei, n-ați întâlnit niciodată respingeri, ironii, glume din astea mai puțin plăcute din partea colegilor? De multe ori glumele sunt cenzurate, adică există un respect destul de mare care probabil ne și motivează pe noi să rămânem în structurile astea. Nu, respingeri, nu, adică nu respingere ca să țină de diferența de gen, că tu ești femeie și tu ești bărbat, în niciun caz. Așa, în orice grup mare, că vorbim de instituții mari, există preferințe, da, și respingeri, dar nu, la mine n-am sesizat legat de diferența de gen. Plus că mai e un lucru, noi suntem atât de puține doamne încât nu neapărat că suntem privilegiate, dar ne simțim respectate. La dumneavoastră, la poliție? Nu, și la noi la fel. Cum v-am spus și mai devreme, sprijinul colegilor a fost necondiționat de la început. Nu am avut situații în care să nu fiu respectată eu sau colegele mele, din contră. Sprijinul a fost acolo atunci când am avut nevoie. Doamna Neagu, la dumneavoastră? De multe ori prezența mea și cadrul unor spețe care am avut la serviciu a fost de a calma situația. Așa mi s-a părut mie. Poate că dacă n-aș fi fost eu acolo, ar fi reacționat altfel. Și colegii și ceilalți, se calmează spiritele cu prezența feminină. De cele mai multe ori. Nu mi s-a întâmplat niciodată să mi se vorbească urât sau altceva. Trebuie să te faci respectat. Aș vrea să vă întreb un pic din viața privată, dar nu să intru mult, în sensul cam cu ce vă umpleți timpul liber, astfel încât atunci când ieșiți din misiuni mai dificile, cu ce vă încărcați bateriile pentru următoarea misiune? Păi petrecem timp cu familia, cred că toți facem asta, plimbări în aer liber în parc, la munte, lucruri normale pentru orice om. Ziua femeii, cum o marcați, în afară de prezența la noi la emisiune? Cu colegele mele, mergem, ieșim toate, să ne distrăm. Fără. Doamna Leahu, cum vă umpleți timpul liber ca să vă încărcați bateriile pentru o nouă săptămână? Timpul liber, dacă ne permite vremea de afară, acum că a venit primăvara, mai și ieșim. Îmi place foarte mult să merg cu bicicleta. E o pasiune. Dansurile, îmi plac foarte mult. Și filmele de investigații. Am înțeles. Aici tot vedeți viața profesională. Pasiunea tranșede un pic în mediul acesta virtual și chiar le urmăresc cu plăcere. Cum veți marca această zi de 8 martie? Nu am organizat o ieșire cu prietene, colege sau în mod deosebit, dar aștept soțul să face surpriză îmi face. Doamna psiholog, cum vă umpleți timpul liber? Rolul de mamă mi-ocupă tot timpul pe care îl consider liber. Altfel citesc, plimbat acum că a venit primăvara și cam atât. Iar cum marchez ziua de astăzi, păi tot prin rolul de mamă, cu piticul, la o plimbare, probabil. Doamnelor, eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în această seară. Vă urez și dumneavoastră la mulți ani. O carieră cât mai frumoasă de acum înainte, o viață de familie extraordinară și sperăm să ne vedem și la anul cu mai multe povești frumoase. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă dau întâlnire și mâine la ora 17. Încă o dată la mulți ani tuturor. Doamnelor, acum vă las în compania colegei mele, Simona Potârnic. O seară bună vă doresc!